Bine te-am găsit! Ce-ai zice să facem astăzi o excursie împreună? Vom merge la munte. Cu această ocazie, vom repeta puțin cazurile substantivului. Vom vorbi despre acuzativ și vom face câteva exerciții de aprofundare. Pentru început, vom alcătui propoziții în care să existe subiect, predicat și câte un substantiv care să răspundă la următoarele întrebări. Pe cine, ce, unde, când, despre cine sau despre ce și cu cine. Poți folosi cuvinte precum munte, rucsac, cort, frontală, adică lanternă frontală, brazi, tendor, bocanci. Tendorul, de exemplu, este un dispozitiv pentru întinderea unor cabluri de ancorare alcătuit din două tije filetate în sens invers și un mașon. Este utilizat pentru a te cățăra pe munți. Ai aici explicații și pentru cuvintele lanternă, bocanci, și cort. Dacă aceste cuvinte nu le cunoști, ia-ți timpul necesar pentru a citi explicațiile. Cu siguranță a observat faptul că substantivele introduse de tine în enunțuri se află în cazul acuzativ. Cazul acuzativ este cerut de anumite verbe, de verbe precum a citi, a scrie, a vinde, a cumpăra, a vedea și alte verbe. Acest caz poate fi impus de asemenea de diverse prepoziții sau locuțiuni prepoziționale, precum cu... După la, pe, spre sau despre. În cazul nostru, avem încercuite prepozițiile pe, până și despre. Pentru a distinge cazul acuzativ de cazul nominativ, care are aceeași formă, putem folosi testul înlocuirii substantivului cu un pronume de tipul mine, tine sau o. Dacă substantivul poate fi înlocuit, acesta va fi în cazul acuzativ. În limba maghiară, cazul acuzativ este aproape întotdeauna marcat cu desinență în vocală T. Are cinci variante repartizate în funcție de partea de vorbire, de sunetul final al cuvântului și de regulile armoniei vocalice. Următorul exercițiu îți propune să transcrii din textul de mai jos substantivele comune în cazul acuzativ și să indici prepozițiile care le însoțesc. Endre, a plecat cu prietenii săi pe munte. Înainte să plece, a luat din dulap rucsacul. Ei s-au întâlnit la baza muntelui. Au urcat atenți spre vârf. Au vorbit tot drumul despre echipamente. Pe Tibi îl dureau picioarele. Substantivele în cazul acuzativ sunt prietenii, munte, dulap, rucsacul. Baza, vârf, echipamente și picioarele. Așa cum poți observa, aceste substantive, în cazul acuzativ, sunt însoțite de prepoziții. Completează acum enunțurile cu substantive potrivite în cazul acuzativ. Notează, după fiecare enunț, întrebarea la care răspunde substantivul notat de tine. Ia-ți timpul necesar pentru a rezolva acest exercițiu. Cu siguranță, cazul acuzativ nu îți pune probleme. Felicitări! Ai ajuns la final. Descoperă și celelalte cazuri ale substantivului.